Domnul Iisus, mângâiere veți primi, Hristos vă va mântui. La Domnul Iisus, mângâiere veți primi, Hristos vă va mântui. Aleargă spre moarte mulțimea de oameni ce zac în păcat, nu vor să primească lumina, păcatul îi duce spre iad. Aleargă spre moarte mulțimea de oameni ce zac în păcat, nu vor să primească lumina, păcatul îi duce spre iad. Acei trudiți și povărați, veniți odină aflați, la Domnul Iisus mângâiere veți primi, Hristos vă va mântui. La Domnul Iisus mângâiere veți primi, Hristos vă va mântui. Răsună și astăzi chemarea, e glasul acelui preasfânt, acel ce însetează să vină, să bea din izvorul cel sfânt. Răsună și astăzi chemarea, e glasul acelui preasfânt, acel ce însetează să vină, să bea din izvorul cel sfânt. Acei trudiți și împovărați, veniți odină aflați, la Domnul Iisus mângâiere veți primi, Hristos vă va mântui. La Domnul Iisus mângâiere veți primi, Hristos vă va
ocupăm locurile din nou și vă anunț că urmează fratele Nicu cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Îi revine sarcina cea mai ușoară. În ce sens îi revine sarcina cea mai ușoară? La ora aceasta, aproximativ toți sunteți acasă în celelalte duminici, deja vă gândiți la masă. Deci sunteți flămânzi deja și îi revine sarcina cea mai ușoară să vă dea de mâncare. Însă, în același timp, îi revine și sarcina cea mai grea, că cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți pretențioși. Nu vă place orice fel de mâncare. Unora vă place mai grasă, altora mai picantă, mai știu cum. Însă, fie ca în momentul acesta Duhul lui Dumnezeu să trezească foamea aceea în fiecare după Cuvântul Sfânt. Amin. Și mesajul care va veni să fie pentru noi o mană cerească. Amin. Mă bucur că sunt în dimineața aceasta sau de data aceasta, în ziua aceasta împreună cu dumneavoastră aici la Tăut, deși mi-a fost foarte greu să accept decizia de a veni astăzi, nu pentru că nu vă iubesc și nu vă respect, ci pentru că începem o perioadă destul de grea. Spuneam vineri dimineața pe la ora 4 când mi-au sosit primii vizitatori, vreo 10 tineri, cu liderul lor, pregătind vizita altor 30 și ceva din tot regatul unit al Marii Britanii, din Franța și din țară, alți 30 și ceva la o tabără. Și spunea, măi, trebuie să mă duc la Tăut, voi trebuie să înțelegeți că acolo a fost prima mea dragoste, acolo mi-am început lucrarea și cu voi voi fi toată săptămâna, toate zilele acestea, cu cei pentru care pregătiți voi de asemenea și vă veți descurca dimineață. Deși unii gândesc n-au fost indignați cum de plec acum. Și a spus, odată în viață este o astfel de sărbătoare a bisericii. Și la astfel de sărbătoare aș dori să fiu și eu prezent. Mă bucur de și vă salut pe toți în numele Domnului Iisus. În această zi specială, această zi deosebită, pe care Dumnezeu a pregătit-o și a hotărât această zi să fie o zi în care Biserica Baptistă din Tăut să se întrunească împreună ca să-L slăvească pe Dumnezeu. Să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru cei 125 de ani de existență. S-au smerit înaintea lui Dumnezeu și au cerut iertare și Dumnezeu le-a dat iertare. De aceea sunt ei îmbrăcați în haine albe. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu, dorim ca Dumnezeu să stătărnicească această credință în ei. Și la această zi specială de sărbătoare aș vrea să ne punem o întrebare. Oare doar de 125 de ani este pocăința? Pentru că așa ne întâmpină plancarda aceea cu 125 de ani. Cei neinițiați în ale Scripturii, cei nepregătiți în problemele teologice, sau cei rău intenționat vin și spun, da, pocăința este de 100 de ani, de 125 de ani, de 200 de ani. Sau depinde ce informație găsesc într-un mod sau altul și fac legătura că pocăința și pocăiții sunt doar de atunci. Ca oameni ai cărții, ai Bibliei, ai Sfintelor Scripturi, haide să ne întoarcem la Biblie, să ne întoarcem la Scriptură. Biblia spune Dumnezeu prin Duhul Sfânt, lasă să se scrie, cercetați Scripturile, pentru că socotesc că în ele aveți viața veșnică.
Haideți să cercetăm Scripturile. Aș vrea cei care aveți Biblii la voi să le deschideți împreună cu mine la pagina 553 și să citim împreună versetul 6. Unde Iov, în cartea care-i poartă numele, spune așa: de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Mi-e scârbă de mine, spune Iov, și subliniez, mă pocăiesc. Mă pocăiesc, spune el în versetul 6, în țărână și în cenușă. Pentru prima dată în Biblie se pare că găsim cuvântul pocăință aici. Și îmi veți spune unii, dar de la Geneza și până la Iov mai sunt multe cărți. Da, sunt mai multe cărți. Vechiul Testament este împărțit în trei mari categorii. Cărțile profetice, istorice, cărțile poetice și cărțile profetice. Cărțile în Biblie nu sunt scrise în ordine, aranjate în ordinea apariției sau a scrierilor, ci sunt scrise după cele trei criterii. Și cartea lui Iov este cuprinsă în cea de-a doua grupă, în grupa cărților poetice. Dar din punct de vedere istoric, Iov a trăit pe vremea lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu și părintele tuturor credincioșilor. Dumnezeu își alege un popor din urmașii lui Avraam. Moise, întemeiatorul iudaismului, apare doar la vreo 400 de ani. 1400-1600 înainte de Hristos, sau la 400 după Avraam. Vreau să subliniez că Iov spune aceste cuvinte înaintea iudaismului, înaintea musulmanilor, înaintea oricărei religii, pentru că în vremea aceea era doar religia patriarhală, doar patriarhii. Și iată deci, subliniez, pocăința nu este, cum spun critici negativiști sau cei rău intenționați sau unii neavizați, nu este doar de 100 sau câteva sute de ani. Dați-mi voie să subliniez, pocăința este înaintea oricărei religii. Deci noi nu sărbătorim astăzi ceva care a apărut de-abia acum 125 de ani. E adevărat că în tăut a ajuns această lucrare acum 125 de ani. Într-o altă biserică în care am lucrat pentru scurt timp, în urma unui pastor, după ce am plecat de aici de la Tăut, astăzi ei sărbătoresc 100 de ani, m-au invitat și ei și le-am spus, nu pot să fiu în același timp, nici cel puțin în două, de cum în trei locuri, și am promis deja că voi fi la Tăut și vreau să fiu acolo. Faptul că acum 130, 200 de ani sau 1000 de ani n-a fost pocăința în Tăut, nu înseamnă că ea n-a existat. Ea a existat cu mult înainte. Aș vrea să observăm apoi că Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea pentru Mântuitorul, în capitolul 3, el vine și spune: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci, în Vechiul Testament m-am limitat doar la un singur verset în care se vorbește pentru prima dată despre pocăință.
și pentru toți acei că mereu auzim pocăiții sunt de atunci sau de atunci sau pocăința este de atunci sau de atunci. Pentru toți aceștia, repet, ne întoarcem la Scriptură, ne întoarcem la Biblie. Și în capitolul 3, versetul 2, în Evanghelia după Matei, cei care aveți Biblia, puteți urmări, Ioan Botezătorul zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă, spunea Ioan Botezătorul, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința spune trimisului Dumnezeu, cel care a venit să pregătească calea Mântuitorului, care va fi Mântuitorul omenirii întregi și Mântuitorul fiecăruia personal care crede în El, vine și spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Evangheliștii vin și spun despre Domnul Iisus că și-a început activitatea și lucrarea după botez, spunând aceleași lucruri, și evanghelistul Marcu este cel care subliniază în mod cu totul deosebit lucrul acesta. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă, spunea Fiul lui Dumnezeu, și credeți în Evanghelie. Iată deci, din nou, pocăința nu este ceva nou, nu este o noutate. Nu este doar de câteva sute de ani. Fiul lui Dumnezeu a trăit acum aproape 2000 de ani. Și cel care i-a pregătit calea, Ioan Botezătorul, n-a avut un alt mesaj pentru contemporanii săi decât pocăința. Ceea ce spunea Iov, omul neprihănit cu care Dumnezeu se laudă înaintea omenirii întregi și înaintea diavolului care îl pârăște pe Iov și înaintea cerului. Dumnezeu apreciază atitudinea lui Iov și se laudă cu Iov. Vrei să fii o laudă a numelui lui Dumnezeu și a gloriei lui Dumnezeu? Atunci nu ai altă șansă decât să faci ceea ce au făcut oamenii lui Dumnezeu. Iov s-a pocăit. Ioan a propovăduit pocăința. Fiul lui Dumnezeu nu și-a început lucrarea cu nimic altceva decât cu pocăința. Și rămâne un lucru necesar. Rămâne o poruncă dumnezeiască. Îmi place că evangheliștii și peste tot în Biblie nu veți găsi pocăința ca o alternativă. Nu veți găsi pocăința ca o probabilitate, ca o șansă, ca o posibilitate. Ci pocăința pe paginile Bibliei este o hotărâre, un decret, dacă vreți, o lege sfântă a lui Dumnezeu. Încă două cazuri aș vrea să mai aduc. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în ziua cincizecimii, când ucenicii predică Evanghelia, și când urma predicării Evangheliei, Faptele Apostolilor, capitolul 2, cei care aveți Scriptura puteți deschide împreună cu mine, și vom vedea aici că după ce au auzit cuvintele mulțimile de oameni care au rămas străpunși în inimă, au zis lui Petru și ceilalți apostoli, fraților, ce să facem? Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. De la originea Bisericii,
bisericii care se numește creștină. Porunca pentru a deveni creștini este aceasta pentru toți evreii de pretutindeni, pocăința. Petru este un evreu care în ziua cincizecimii predică evreilor și le spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. S-ar putea cineva să-mi spună și pe bună dreptate și îi dau dreptate. Tot ce ne-ai spus până aici, în mod deosebit din Evanghelie, este pentru evrei. În mod deosebit, evreii au vorbit pentru evrei. Dar noi nu suntem evrei. Noi suntem neevrei, suntem dintre neamuri. Rămâne pocăința valabilă și pentru celelalte națiuni ale lumii sau numai pentru evrei? Este pocăința pentru toți oamenii sau numai pentru evrei? Pentru cei care își pot pune o astfel de întrebare, aș vrea să deschideți din nou Biblia împreună cu mine, de data aceasta tot la Faptele Apostolilor, pagina 1079, versetele 30, 31 și citim așa. Aici de data aceasta vorbește Pavel, Apostolul Pavel, care este un evreu, dar care vorbește neevreilor, neamurilor. Și în mesajul lui din Areopagul din Atena, care nu era în Israel, Pavel spune așa, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din mort. Riau versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește. Pocăința este o poruncă. Poruncește tuturor oamenilor, de nu numai evreilor din Țara Sfântă, nu numai evreilor din diaspora, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni. Le vorbea celor din Grecia, din Atena, și vouă atenienilor, și vouă grecilor, când a fost în Roma și vorbea în casa cezarului, spunea, este valabil și pentru voi, romanii, când a fost în Creta și vorbea barbarilor, a spus, este valabil și pentru voi, barbarilor, și Mântuitorul spunea, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și astăzi Evanghelia se vorbește și se predică celor din tău. Pocăința este o poruncă dumnezeiască, valabilă și pentru generația din tăut și a celor care sunt în biserica din tăut la sărbătoarea celor 125 de ani de existență. Mă rog ca Dumnezeu să folosească ziua aceasta. Să fie o zi și pentru tine. Mă uit și m-am uitat în dimineața aceasta dintre cei care la centenar, la sărbătoarea de 100 de ani, atât din comitetul bisericii, cei mai mulți sunt plecați. Câțiva sunt aici. Nu mai dau nume să nu răscolesc amintiri, să nu răscolesc lacrimi. Mă uit la dirijori. Sunt doar câțiva lucruri. La următoarea sărbătoare de 150 de ani. Cine va fi oare aici, dacă Domnul nu va veni până aici? Până atunci. Sau câți vor fi aici? Mă rog Domnului ca ziua de azi să fie o zi specială. O zi deosebită. Aceștia fac. Așa cum Petru predica în ziua de Rusalie, în ziua cincizecimii. Și în urma predicării Evangheliei a fost la vârta